Cazul Radu Mățu trebuie să fie o lecție pentru toți. Accidentarea jucătorului lui Milsame la meciul cu Dacia a fost subiect important de discuție în cadrul emisiunii Minutul Plus de la Moldova Sport. Invitat în studioul postului nostru de televiziune, managerul formației Milsame a povestit despre acele clipe tensionate prin care a trecut alături de formația din Orhei. M-am speriat foarte tare și m-am mutat la ambulanță că nu se apropie. Și când am văzut câtă insistență, jucătorii chemau medicii, dar ei nu doreau sau n-au observat, nu știu, că e părerea mea că ei când vin la meci, vin să odihnească, dar nu să-și facă treaba. Am apropiat de ei, i-am spus să apropie urgent de jucătorul nostru, la care nu puteam să găsesc șoferul mașinii. Am strigat de 2-3 ori, șoferul nu apărea, am urcat la volan și am dus mașina pe teren. Contactat prin telefon, jurnalistul român Cristian Frisc a vorbit despre acest caz și a menționat că este o problemă a întregii societăți. Un caz aproape de dramatism. Din fericire, Radu Mățu este, din câte am înțeles eu, de la voi, în afara oricărui pericol. Semnele vitale au fost stabilizate încă de pe patul de spital când a ajuns la Chișinău. E o problemă a societății. Multă lume, chiar când vede o dramă pe stradă, nu e neapărat la un meci de fotbal, nu are nicio atitudine. Zice, nu mi s-a întâmplat mie, îmi pare rău de cel care i s-a întâmplat, dar asta este. Ghinionul lui, norocul meu că nu sunt eu acolo. Asta este marea problemă și trebuie să ne debarasăm de ea. Jurnalistul român a mai menționat că serviciile medicale sunt inumane și nu se poate trata în asemenea halașa situații. Serviciile medicale, cel puțin, sunt dezastruoase. Cluburile nu conștientizează pericolul la care se expun, alegând poate cele mai ieftine variante propuse de serviciile medicale. Dar primii care sunt vinovați aici sunt toți medicii. Că tu dacă știi că trebuie să te duci să salvezi o viață sau să asiguri o securitate medicală, nu poți să propui, pentru că ești un criminal dacă propui o mașină la o sumă, X sute de lei, care nu are nicio dotare. Iar una care e nițeluș mai bună este la X plus 1 sute de lei. Și X plus 2. Nu poți să dai variante de astea. Spui, băi frate, asta este varianta minimă pe care eu ți-o propun ca să pot să-ți fac ceva de banii ăștia. Nu să mă duc să iau niște bani și să moară omul lângă mine. Telefonic, în cadrul acestei emisiuni, Radu Mânsu a spus că se simte mai bine și că speră să revină cât mai curând pe teren. Eu deja mă simt un pic mai bine și sper să revin cât mai curând. Mai mare grijă, după cât ce apropiat. Portarul celor de la Milsame a mai adăugat că a fost vizitat de Cemărtan, dar crede că acesta a făultat intenționat. De la data în Masanime a fost, da, Cemărtan a fost aici la spital, și-a cerut scuze și atât. Eu cred că el a vrut, adică intenționat, fiindcă era poate nervozitatea la maxim la data, mai ales că a trecut de la noi în campionat, n-au pus să scrie el, e atacant și atunci, în acest moment, din nou, în cupă nu puteți să scrie și ce pot spun, m-a lovit. Era foarte intenționat sau neintenționat, dar rămâne să decide federația oamenii care se ocupă de aceasta. Mai multe despre cazul Radu Mățu și alte subiecte tensionate din fotbal aflați în cadrul emisiunii Minutul Plus de la Moldova Sport.